Bună dimineața și bine v-am regăsit la un nou episod cu Everon. Bună ziua, domnul Pinzi. Salutare, ia mă să vedem ce-i de... Jucam azi un Minecraft ca pe vremuri, Bedwars. Uite ce jeep avem pe Bedwars. Karin, 5.4 V8. Bun, astăzi îl lăsăm pe Pinzi să vorbească pentru noi, pentru că, da, pentru că m-au 43 de checkpointane, da bă, deci Ovidio are probleme mari de ceva timp încoace, corzile lui vocale nu bă, mai... de ce treci prin pereți, coardă vocală? Aș mă că e de la lag. Toamne. Și tu ai trecut prin pereți. Uită-te mă. Toamne, nu mai înțeleg nimic. Bă, nu uitați să dați și voi un like, să strângem 1348 de like-uri. Efectiv toți pereții am prins sus, de ce? Știi, i-ai prins pe tot jos. Pentru că ești mereu în vârf. Bă, ce câine. Nu ai cum să fii altfel. Și că pentru că ești mereu în vârf. Pereții sunt sus, tu ești sus. Asta nu e compliment, nu știu cum să zic. Ba da, e compliment. A, mulțumesc. Crezi că eu sunt hater ca tine să mărig pe aici, să fac cateriențe? Mulțumesc. Ar trebui să mai înveți și tu să faci de-asta. Ce mă? Până una alta suntem pe primul loc. O să ne luăm de NF la final, ca așa se întâmplă. Mamă, mașina urcă, ești nebun. O, stai, nu știi că avem timp. Păi nu cred că ți-a pus buștanele alea degeaba. Mamă, urât rău de tot. Mamă, ce slabă, e nebună. Aha. Opa, n-a cam sărit peste. Oare care fac curse de GTA și tu le descarci primesc bani? Hai că primesc bani dacă e. Păi și atunci poate de ce bani în joc maxim, dar nu știu. De ce îi faci o cursă GTA? Bă, adică întrebare bunicică, sincer. De ce te-ai chinui să faci curse atât de grele? Ca să ce? Adică eu trebuie să ai un beneficiu. Nu știu, sincer, chiar trebuie să caut, sunt curios. Dacă știe cineva să zică în comentarii. Ce câștigă? Pe Sam făceai că le foloseai pe servere, gen, și asta, dar eu n-am văzut niciodată pe un server de GTA 8 să te folosești de vreo hartă de asta. Păi nu, că n-are treabă. Păi n-are treaba, asta zic, măcar pe Sam le foloseai pe servere, că făceai o cursă, făceai un event, da, așa. Vezi că ești pe locul 2. Bă, deci fac aceeași greșeală în continuu, să mor eu. Bravo! Și eu fac aceeași greșeală în continuu, filmez cu Pinzi. Era, cum să zic, e slabă rău gluma asta. Foarte slabă gluma asta. Haide bă, mă mai lași să-ți joc singur? Taci mă din gură, mă, băi. Mă concentrez pe dealuri. Nu, mamă, dar e instabilă rău, mă, mașinița. Hai bă, mă mai las să mai joci. Nu te mai las, mă, frate, gata. Ui, mă, că mă întrec cu Golanul. De ce stai în spate? Tu crezi că eu stau cu tine, mă, hienă, ca de obicei, în spate. Mereu pe locul 2. Nu mă deranjează. E la el, mă, cum pune frână, nu pot să cred. Facem toată cursa așa? Hai că... Ma. Da, am zis că mă joc singur, singur rămân. Ma. Ia uite-l sub mine. Ca de obicei, tot jos. Aș bă, din gură. Dacă asta e o piramidă și eu sunt vârf, el e la bază. Și dacă baza pleacă, se dărâmă piramida. Da, bravo, bă, da, bravo. Hai că bravo, pleacă baza piramidei dacă e. Ați văzut, bă, vreodată o bază de piramidă cum o pleca de la piramidă? Și-a rămas vârful? Mamă, ce logică ai să moară Franța. Dacă tu dai cu un ciocan într-o piramidă și dai în vârf, nu o să se distrugă piramida. Dacă dai în bază, ai logică. Dacă dai cu un ciocan într-o piramidă, îți garanteze că nici nu o afectezi, poate o zgârie un pic. Dar tu când zici de piramidă, te gândești numai la alea din Egipt? Da, logic. Știi tu altă piramidă? Poți să faci o piramidă și din cărți. Are el o piramidă din cărți, mă. În care dă toată ziua cu ciocanul. Ai probleme la cap să moară Franța. Bă, de un deja avut toată harta e așa, ce panda mea. Iar un cerc din ăla, cum se numește, mă, tunel, acum iar un turn din asta. Nu știu, mă, că nu-s de aici. Tu observi că pe episodul meu nu mai veni tataie iarăși? Păi eu cred că faci ceva intenționat. O să zică că fac intenționat, bă, că vine tataie. Păi faci... N-ai cum... Opa, se enervează Pinzi. Mamă, cum să cad aici, bă? Nu, te mai și tipă, bă, pe episodul trecut, dacă scotea 3 cuvinte, al 4-lea trebuia să ia din masca de... că nu mai putea să vorbească. Trebuia să mânc niște miere. Strepsesc cu miere și lămâie. Ui, mă... Nu-i nevoie să-l împing. Ai încercat să bagi viteză, este? Îți dai seama. Bă, cum dragi de amiaza are ăsta noroc să moară Franța dacă e lumea asta normală. Ăsta e noroc, mă. Taci din gură. Ia uite, iar e sub... iar e la baza piramidei. Aoala. Stai că, stai că vine iar cu ciocanul. El dă cu ciocanul în piramidă, mă. Când se duce în excursie în Egipt, își ia ciocanul la el să testeze. Nu mai zici nimic? Nu mai zic, la ce prostii scos pe gură, mă uimești. Bine, mă, ciocan. Nu te sparge tu piramida. Când zici ciocanul. Gata, m-am terminat cu turnurile astea că deja m-a enervat. Și avem doar 19 din 43, oho! Avem de muncă. Ahoi, marinar. Am obosit deja, sincer. Cred. Cu tataie pe zonă, trebuie să vă uitați la episodul lui Pinzi să înțelegeți despre ce tataie vorbim. Deci... bine, aici vorbim, că pe episodul ăla nu vorbim. Aia e problema. Dar nu știu, bă, ce am la voce acum, la modul serios. Nu știu, am probleme mentale cu vocea. Pe sistem nervos, mă. Nu știu, frate. De ce pe sistem nervos? Că mereu te bate, deci n-am nervi. Nu știu. Opa! Nu funcționează-ți în mintea aia. Auzi, bă, ce mă insultă. La mine pe episod. Sau cum nu funcționează, mai bine zis. Ia zi. Nu mai ia zi gluma cu creierul de pe Wish. Bă, nu știu, că n-am gluma asta în program azi. Lasă că te învăț eu. Bine. Bă, da, tu cam pe unde ai rămas? Că erai aproape de mine. Eram, dar că tu, ca de obicei, mă arunci după hartă, normal că rămân. Odată te-am aruncat. Odată i-ai de ajuns să te afecteze emoțional. Odată dai cu ciocanul în piramidă, o căzut, după aia nu mai ai ce să-i faci. După trebuie să chemi oamenii aia la loc să... ia uite, bă. Pe cine a făcut piramidele? Ia să vedem. Extraterestri. A, zici că extraterestri? Da. Da, bun. Și cum le-au făcut? Cu navele lor, n-ai văzut că când te iau extraterestri te ridică cu chestia. A, și-o ridica pietrele alea cu navele. Da, da, da. La un punct de vedere solid, aș zice. Tu cum zici că le-au făcut? Eu nu zic. Nu-ți dai cu părerea, a? Nu. Nu am nicio părere. Nu știu ce să zic. Mamă. Ce, ai văzut tu vreodată extraterestri, mă? Păi da, acum ce fac cu tine? Jucă în GTA. Stai că eu luat extraterestri mințile. Un extraterestru. Nu mai înțelege limbajul. Nu mai știe ce face. Cred că de-aia pierde așa. Bă, și ăsta e un punct de vedere bun. Sau o scuză bună. Vezi că suntem în GTA, nu în Minecraft. Și ce treabă are? Nu, că acolo ai câștigat vreodată, dar nu. Acum ar fi venit treaba aia când eu ziceam de Brawl Stars, dar nu mai folosesc. Păi, ai realizat și tu că te spargi acolo. Eu auzi-l, bă, fuletele astea, taci, n-ai din gură, spargi tu acolo, ai 13.000 de trofei, nu știi să întorci brawlerii, sparge el pe Brawl Stars. Stai că l-am pornit ăla, e jocul lui de suflet, bă. Deci să nu zice ceva de Brawl Stars că nu mai vorbește cu voi. Sau FIFA sau de-astea, tu te joci mai de-astea unde ai învățat tu să te joci, te-ai jucat 13 ani astea și după vii și faci gura mare aici, normal. Baba, deci trebuie neapărat să facem... Uite-l, bă, ce zice! 1 vs 1 la Brawl Stars, neapărat. Bă, tu ești sănătos, tu te auzi ce zici. Când vreodată să ajung eu să fac, e ca și cum l-ai pune pe Ronaldo să antreneze cu Tănase, ești nebun la cap. Hai că eu știu cine e ăla, dacă e... Păi oricum îți dai, de Ronaldo ai auzit, de Tănase nu, așa și noi la... Cum să joc eu cu tine 1v1 la Brawl Stars vreodată? Doamne... Te știe lumea din domeniul Brawl Stars, așa-i? Nu, uite, bă, bubuit asta. Normal, naibii. Tu și cu încă câțiva de ăștia mai mari. Ia zi. Lumea e mafiotă. Nu, zic că nu-mi place să dau nume. E pro player la Brawl Stars, mă. El joacă 1v1 la Brawl Stars, mă. Aoleu, oleu. Ți-e fricuță? Taci. Gata, mă. A fost ușoară și asta, mă, nu știu, avem baftă. Deci întotdeauna pe episodul meu sunt numai hărți din astea super scurte și ușoare. Și la tine de le alungi și grele, eu nu înțeleg. După suflet, opa. Nu știu care e schema. Haide, bă! Bine, bă! Vieții. Na, rămâi de la piramide, au pus, uite și tu câte de-astea au pus pe aici. L-au fi picat de la pietrele alea, de din piramidă, da. Alea, da. Când le ridicau cu OZN-ul. OZN-ul. E bine. Bun, încă un DNF pe listă. Bă, da, nu mai e prea bătut de ceva timp. Poate că vă fac intenționat. Și la Brawl Stars să pierzi intenționat? Taci-mă din gură. Dacă pierd la Brawl Stars, punctul meu ești nebun, mă. Dar n-ai putut ajungi să joci cu mine la Brawl Stars în primul rând, că nu se pune problema de așa ceva. A, scuză-mă pe mine. Da, mai enter, mă. Everon. Adică nu știu, dacă ar fi fost rolurile inversate, îți dai seama că nu filmam cu tine. Tu filmezi acum cu mine, dar nu știu de ce faci asta. Dar dacă ar fi fost vreodată, pe... am eu 180.000 de abonați, 191.000, să fiu doar cu Brawl Stars. Pe când vreodată, bă, să mă compari eu, să mă joc cu tine. Bă, o întrebare bună, de ce filmez cu tine, sincer? De ce filmez? Că prind bine la public. Ne schimbăm, bă, omul de filmat? N-ai, mă, pe cine, că nu mai filmează nimeni cu tine. Nu, mă, singur, atunci fac curse singur. Cătălin s-a dus. Nociv s-a dus. Eu am mai rămas, naibii. Las că fac și singur decât cu tine. E, naibii să zic. Aia e. Freddy. Bun, avem Audi, ia zi gluma. Audi, dar nu vedi. Alai. Aldoveni. Mamă, de când n-am mai condus cu Audi. Bun, da, uite, emoții, comoții, de fapt n-ar trebui. La mașina asta... Au cam copiat și sigla, dacă la restul nu le copiau la asta. Bă, nu, chiar o tăiat-o în jumate. Da. Mamă, dar merge Audi dacă e. Probabil că la tine nu vedi. E, te derapează, n-ară stres băiatul. Mamă, ce-i în tunel aici. Mamă, m-am făcut praf. Mamă, 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 cum conduc, mâncare. Măcar eu n-am intrat în șans. Măcar. Bă, interesant zonă. De aici mă trag eu. Se vede. Iară insultă. De ce mă insultă? Te deranjează că te tragi din locurile astea? Oare ne-am băgat bine măcar? Mamă, bine, bă, băiat. Aparent tu nu. Bă, le-au văzut artificii? Da. Da, îmi pare rău despre tine. De ce, mă? Mai pățești? De ce, mă? Vine mare spirală, vin 10 spirale fără checkpoint, așa îmi place! Uite, bă, că și el e la spirală deja. Bă, dar cam câte spirale sunt fără checkpoint? Mă! Ăsta deja zboară, ia uite-l. E o pasăre, e un avion? E Pinzi DNF! Mamă, e nasol cu spirale. Deci sunt vreo 4 spirale de astea sau mai multe, câte sunt? 4, cred că. Nu-mi plac spiralele, bă. Mamă. E bine, m-am dus din prima. Ai trecut, ha? Nu-mi place deloc mașina, dar... Ți-am căzut pe drum drept, n-am căzut la spirale, dar cad aici. Păi și-ai luat checkpoint-ul? Sigur. Suntem la 11 din 28. Din nou o să fie o hartă scurtă și ușoară. Așa am eu norocul. Păi de ce, bă, că le-ai avut pe restul? Ai avut 10 checkpoint-uri pe drum, n-ai... Păi ce n-ai, nu mai prinde mașina viteză, că prima dată prinsese. Nu prinde, mă, nici viteză, nu ia nici curbe. Nu, gen, că nu pot să urc pe rampa aia și nu înțeleg de ce n-ai. Bun. Hai să fim pacifiști astăzi. Vreau să fim bine, ok. Nu ne mai certăm. Ori simți ceva că vine de zici chestiile astea? Da. Ești pe moarte? Deci vedeți, bă, ce om rău, măi. N-ai cum, nu dai cu el. El vrea 20.000 de abonați, mă, dar uite ce rău e. Haterul suprem, bă, să mor tu că am picat la ultima, mă. Ce zici, bă, faci tu 20.000 anul ăsta? Nu, clar nu. Da, anul viitor. Până în februarie, da, cred că da. Eu auzi, bă, deja și-o socotit. Normal, naibii. Adevărul e că și eu am vreo 200.000 anul ăsta și n-am făcut. Păi dacă n-ai făcut live-uri, n-ai făcut live-uri. Bă, ce idee, n-am mai făcut live-uri pe YouTube, dar mă găsiți live pe Trovo de obicei. Dar o să mai facem și pe YouTube, oricum anul în 2K22, 2022. Da, așa zic. O să facem și live-uri pe YouTube și mai multe chestii. Mai multe chestii. Nu, mă, o să fie... Avansăm, frate, la următorul nivel. Deci, SC Ovidiu, fiți-a rampa vieții să-ți fie. SC Ovidiu SRL își dă un upgrade. Da, ne dă mare upgrade în 2K22. Mai ales după ce o să facem anunțul la Suprem. Wow. Deci e clar că nu mai... Să profit acum luna asta cât mai filmez cu el, că după nu-i mai ajungi la nas. Auzi-l, bă, ce zice, bă. După păi ce că filmez cu el. Ajungi. Păi acum, naibii, că n-a mai rămas nimeni, dacă nu o să-ți dai upgrade-ul ăla și o să încep să fii pe piața aia mai mare și o să apară mutanți de aia mari cu 400-500 de mii de abonați care o să zic, hai mă să filmăm. Nociv e mutant? Nociv e de-al nostru. E din același aluat. Mamă, dar checkpoint-uri extrem de rare, de-aia e lungă harta. De-aia n-ai bani. Merg deci numai 2 ore, acum am luat și eu un checkpoint. E bine. A, și acum încă unul. În sfârșit am trecut de rampele pământului nației. It's too late. No. Aici trebuia să sar încet, bănuiesc. Bă, do, ce checkpointane rare. Pus numai la jumate, oho. Vezi, și tu plângeai că e cursă mică, scurtă. Nu-i greu, sincer, dar sunt rare, rău. Ca abonații tăi. Cât am gândit eu asta. Bă, aparent a fost bună dacă a reacționat așa. Cred că am luat checkpoint, sincer. Dar parcă totuși nu m-aș risca dacă tot am căzut aici, că am auzit ceva. Ai, mă riscă-te. Da, uite-s la 15, eram la 14. Da, mai sar o dată, ca să fie bine. Mamă, ești de-abia la 15, ești nebun la cap. Sar, mă? Da, mă, uite, am sărit, deci nici n-am nevoie de respawn, mă, că mă pricep. Nebunule. Mai ajunge, mă, lumea asta la nas? Nu, mă, nu. N-am ajuns. Bă, deci uitați-vă cât vorbește pe episodul ăsta, că acum iar mi-aduc aminte. Mamă, mamă, ce mă țin, deci nu-i tace gura, bă, nu-i tace gura deloc! Sunteți nebun la cap și pe ăla era... Da... Ne apropiem de sfârșitul episodului și parcă iar mai agâtul, stai așa. Nu... Nu, nu, nu... Da... Mhm... Bine... Bă, nici atâta nu puteam zice. Da... Bine... Mhm... Auzi-l ce tace, mă. Da, nu, că... Ce câine, bă. Râde de sănătatea mea, voi vedeți? Nu pot să vorbesc. Nu, bă, hai, bă, mă, las. De ce mă grăbesc? Hai, mă, lasă-mă. Lasă-mă, bă, Pinzi, bă. Culete, bă, ești nebun la cap. M-am grăbit la final, m-am dus pe lângă. Nu pot să fentez. Nu pot. Fentă, șustă, per șustă. Și-s prea rare astea. Tu la cât ești, mă? La cât vreau? La 10? Ești la 10? Un om de nota 10 e la nota 10. E la 10. Păi vezi că-s 28. Păi, 10 din 28 e cam... Sunt la 14. Bravo. Eu sunt la 17. Bravo. Mulțumesc. Ia uite-l cum sare nebunul. Opa, mamă! Mamă, ce obstacol! Oh my god! În premieră mondială! Dar nu mai țipa, bă, că după iară, acum serios, lasă vocea mai caldă. Acum serios că a fost un obstacol în premieră mondială acolo. Ce obstacol? O să vezi. Niște chestii mișcătoare foarte dubioase. Poate nu o să văd, că de la cum te-ai... Bine, ce ai drept? Păi vezi? Am rămas fără bară pe spate. Deci cum sunt chestiile alea de se învârt și trebuie să aștept să treacă, sunt 100 puse lipite. Dacă înțelegi ce zic. Nu. M-a bucur atunci. Păi că trece nebuna. Mama, aici rămân până vine și mă împinge. Hai, mă, mă lași. Bă, mă lași. Ce ai, mă? Că trece bine, mă, nu renunța niciodată. Imnul Ovițanului. Sloganul am vrut să zic. Imnul, că e drapelul românesc el. Păi nu. Nu arăt așa un pic ca drapel? Pe 1 decembrie acum nu l-ați văzut pe Ovițanul cu tancul? La defilare. Pe 1 decembrie tu ai postat, bă, un episod cu un tank. Ai ținut-o special, este? Da. N-ai văzut cât am făcut general. Și câte view-uri ai făcut? Bă, mai puține decât de obicei. Chiar nu mai există, mă, iubire. Adevărul e că avem motive dacă e. Și asta e adevărat. Nu pot să cred că încet, încet o să mă ajungă. Nu pot să trec de ceva care pare foarte simplu. Nu sare nebună. Ai, mă, mereu odată. Bă, dar e foarte lentă mașina asta, mă. Ce, mă, uită-te și tu. Doamne. E cea mai lentă mașină din joc. Ever? Ever. Forever. Never. Ia, mă, să vedem. Suntem la astea. Driftane. Deci nu pot să-mi iau viteză mai mare de atâta. Mă duc până în capăt. A, uite-mă. Bă, ce mișto e obstacolul ăsta, ești nebun. Ți-am zis, domnul. Mamă, cât de nasol e obstacolul ăsta. Da, da, arată fain. Bă, arată, mamă, m-a luat. M-a luat, m-a luat. Da, nu știu încotro merg. Opa, în sfârșit am luat și un checkpoint 2. Da, mișto. Mă bucur. Hai că acum cred că o termin. 20 din... Uuu, lumea, avem o grămadă. Părea finish-ul pe aici. Finish-ul. Ia uite cum e rețanul. Deci ce fac curbă, mă mănâncă și pic. Iar un obstacol nou. Bă, foarte tare harta. Păcat de mașină. Nu urcă, mă. Ia apasă X să vezi ce se întâmplă. Bine. Ai apăsat, recunoaște. Bine. Recunoaște că în adâncul tău ai apăsat, deși vrei să pară că nu ai apăsat. Că mi-aș fi dorit să apăs. E un lucru cu totul și cu totul diferit. Mamă, trebuie să-mi iau viteză. Iară pe spirale, mă, nu sunt săturat. Stai că nu mai urcă. La limită s-o desprins un pic. Da, iară trebuie să facem spiralele. Nu știu dacă sunt aceleași, cred că sunt aceleași. Bă, dar nu, eu nu înțeleg. Deci trebuie să urci pe rampele alea la 90 de grade, doar că nu are forță mașina, cum n-ai bea urcat? Nu mai știu unde ești, stai că pe spirale și am căzut bine, mă! A, cred că acolo... Acolo cred că am tot stat și eu, da, da, da. Acolo m-am chinuit și eu. Pe prima urci, dar pe a doua? Da, 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 pur și simplu mi-am luat viteză cât am putut. Mi-e greu să cred că tu ai ajuns deja acolo. Da, mă, din gură. Piramidă. Da, am intrat și în asta. Ar fi o idee de thumbnail. Să te pun în vârf de piramidă. Sau nu la bază, nu la vârf. Putea să mă pui faraon. Sau așa. Sau pisică. Iar am căzut. De 2 ori am căzut la a 3-a spirală, bine. Mamă, cât de urât e obstacolul ăsta. Ui, mă, că deja au trecut Golanul, mă, sau n-ai trecut? Au trecut. Bă, tu prea te apropii tu așa, nu crezi? A, e ușor, mă, ăsta, am crezut că e mai greu, nevi. Nu știu unde ești. A, bă, m-a ajuns animalul! Aș, mă, din gură. Doamne! Dacă nici acum nu trec, m-ai ajuns. Ia, hai să mai încerc o dată, e a 3-a încercare la spirale. Și doar nu-i greu, mă, nu știu de ce topic. De comoții. Bun, aici am tot căzut, nu știu ce am făcut aici. Mame, iar, mă, de-astea? Bun, eu cred că sunt aceleași, mă, dar mergem invers, sincer. Nu-mi prea dau seama. E posibil. Mamă, n-are viteză mașina aici. Bun, mă, gata, mă. Când să mă ajungă le-am trecut bine. Vezi, mă, ce face frica. Da, mă, sunt aceleași spirale, doar că le-am făcut invers. Că ne-au trimis iar aici. Parcă am mai fost pe aici, nu? Bine, mă, și tot te-am dat de NF, respect. Gata, le-ai terminat? Bă, ești nebun. Sigur. Păi după spiralele le-ai cam gata. Nu urcăm, da, oricum. Acum urmează să filmeze el, să vezi de mai pop scoate vreun cuvânt. Să moară Franța, îți dau clip după episod. O bași pe Bruni acolo să ține episodul. Ia, nici la spirală nu trece, ai. I'm sorry, n-am ce să-ți fac. Ai pierdut iară destul de aproape de sfârșit. Mult timp acolo, bă, la primele, păcat. Bravo, vă mulțumesc super mult pentru vizionare. Nu uitați de like-ul ăla să strângem 2900 de like-uri și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa! Pa, pa.